La noapte, vremea va fi în general instabilă. În Banat, în jumătatea de sud a Crișanei, a Transilvaniei și a Moldovei, în Dobrogea, în nordul și estul Munteniei, precum și în zona de munte a Olteniei, vor fi intervale cu norări temporar accentuate, intensificări puternice ale vântului cu rafale în general de 80-100 de km pe oră, vijelii, descărcări electrice, grindină și averse torențiale. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 35-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar pe suprafețe mai mici și pentru intervale mai scurte de timp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. Mâine vremea se va răcori, iar valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în nordul Moldovei și 31 de grade în vestul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, averse și descărcări electrice pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia, în zona Carpaților meridional și de curbură și doar izolat în restul teritoriului. Punctiform, cantitățile de apă vor putea depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări îndeosebi în estul țării și la munte, cu viteze la rafală în general între 45 și 55 de km pe oră. Pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri, rezerva de umiditate accesibilă plantelor de grâu de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare, până la apropiate de optim și optime pe aproape întreg teritoriul agricol. În Dobrogea, estul, local în nordul și izolat sud-vestul Munteniei, sudul, sud-estul și estul Moldovei, sudul Transilvaniei și al Olteniei, nord-vestul Banatului, se vor înregistra deficite de apă în sol, seceta pedologică fiind moderată, puternică și extremă. Aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-100 de centimetri în cultura de porumb se va situa la valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a țării. Conținutul de umiditate din sol se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute în Dobrogea, izolat în nord-estul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei. În condițiile agrometeorologice menționate, procesele de creștere și dezvoltare ale culturilor de câmp și pomi viticole vor fi accelerate în majoritatea zonelor agricole. La culturile de orz și grâu de toamnă vor predomina fazele de înflorire, maturitatea în lapte și ceară pe aproape întreg teritoriul agricol, iar în sudul și sud-estul țării se va semnala maturitatea deplină și începutul recoltării la orz. Rapița se va afla la formarea boabelor în silicve și maturitatea deplină. Local, în jumătatea de sud a țării, va fi posibilă declanșarea lucrărilor de recoltare. La porumb se va definitiva apariția frunzei a treia, continuându-se totodată creșterea aparatului foliar, izolat fiind posibilă apariția paniculului la hibrizii extratimpurii și timpurii. La speciile de sâmburoase și semințoase din majoritatea plantațiilor pomicole predominante vor fi fazele de creștere, dezvoltare a fructelor și înfrunzirea. La soiurile timpurii de cireș, vișin și cais, ajunse la maturitatea de consum, se vor continua lucrările de recoltare. Vița de vie va înregistra înfrunzirea, creșterea lăstarilor și apariția inflorescențelor în toate podgoriile, precum și formarea și creșterea boabelor la soiurile timpurii. Lucrările agricole în câmp se vor efectua în condiții favorabile în zilele fără precipitații. Administrarea de tratamente fitosanitare la speciile de câmp și pom viticole, combaterea buruienilor, aplicarea irigațiilor pe terenurile agricole cu deficite de apă în sol, efectuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare la culturile de toamnă și pomii fructiferi.